Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ce mai avem? Mai avem așa că un bucureștean, asta e o speță juridică foarte interesantă, un bucureștean a fost condamnat la o despăgubire de 10.000 de euro pentru că se dădea cu rolele prin casă și deranja vecinul de dedesubt. Deci nu cred. Decizia... Nu, poate s-a antrenat pentru vreun sport olimpic. Decizia a fost... Și pe pereți. Decizia a fost luată de judecătoria sectorului 1, scriu colegii de la știrile Pro TV. Sătul de zgomot, vecinul care locuia de desubt și a căutat dreptatea în instanță. Și mă întrebă, de ce n-a dat la niște vaselină totuși pe role cu niște... Adică poate scârția tare, poate... Fă ceva! Nu, cred că dacă se dădea totuși cu rolele alea pe parchet, era damage puternic. Da. Vecinul a încercat inițial să rezolve problema cu vorba bună și după aia a chemat poliția de 15 ori. A chemat poliția. Și vecinul fiară. Și rollerul, ce vecinul, păi și rollerul. Rollerul a luat tot atâtea, rollerul a luat tot atâtea amenzi pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Mă, dar trebuie să-mi iau și o rolă de role, dacă e atât de tare, adică frate, ăsta a 15 ameni și tot s-a dat cu rolele, ce mișto trebuie să fie, știi? Cred că acolo mognea un conflict. Mognea conflict, da, până la urmă l-a dat în judecată. Din momentul în care a primit știință că va fi citat în fața instanței, bărbatul a început să renunțe la petreceri și la datul pe role prin casă. Abia acum ai spus că dădea și petreceri. Bravo, și petreceri. Bravo. Pe role fără petreceri. Asta e pe coada și adună. El de la petreceri sau la... De la petreceri, probabil, dar și rolele n-aveau ce să caute în casă dacă nu... Cum rolele spune eu că le purta spre să-l deranjeze pe reclamant? Și era... cu tipul care umbla cu saboții prin casă, fără covoare, numai pe gresie, parchetale, nu știu ce. Și mă, la un moment dat vecinul îl sună într-o... Dom'le, te rog eu frumos, știi cum se aude? Că aici nu e izolație fonică, nu mai purta saboții, ia și matale niște papuși de pâslă, ceva. Da, domnule, te rog frumos, scuză-mă, a doua seară vine saboții, sună la din nou, domnule, te-a rugat frumos, aoleu, iartă, m-am uitat, îmi pare rău. A treia seară vine acasă, scoate pantofii, pune saboții, face 5 pași, se aruncă frumos în fotoliu, aruncă un sabot, își dă seama, aoleu, vecinul, pe-al doilea, ia, îl pune ușor jos, dimineața se trezește cu ăla. Vecine, ce mai faci? Bă, nenorocit ești, mă, de ce? Domnule, zice, toată noaptea am așteptat al doilea sabot să cadă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.